vestigile și ansamblurile arhitecturale închide în materia proprie mesajele unor civilizații mai vechi sau mai noi, tâlcuiri pe care, fără îndoială, oamenii diferitelor timpuri au dorit să le transmită de la o generație la alta. Solitare, aceste construcții certifică întrucândva înțelepciunea lumii. Din această perspectivă, un oraș ca Zamora, devenit în sine o comoară arhitecturală, pare zămislit din superlativele artei romanice. Aici, la 90 de km distanță de Salamanca, în regiunea Castilia León, te poți întâlni doar într-o singură zi cu toate cele patru anotimpuri. Zamora, un reper pe harta unui turist. Zamora este, de fapt, un muzeu al arhitecturii romanice. Aflat în nordul Spaniei, pe un deal stâncos, în apropierea frontierei cu Portugalia, Zamora este orașul cu cele mai multe biserici romanice din Europa și are un număr impresionant de clădiri istorice. Cel mai important motiv pentru existența acestora este că în secolul al XII-lea, orașul a avut o însemnătate strategică vitală în războaiele purtate de regatul León cu arabii care veniseră să cucerească peninsula iberică. Catedrala Zamorei poartă elementele caracteristice ale construcțiilor religioase neoclasice, cupola în stil bizantin și acoperișul, care par făcute din fulgi de piatră, au fost ridicate în secolul al XII-lea, iar turnul un veac mai târziu. De-a lungul străzilor înguste și pietruite care duc pe Plața Maior, se găsește o salbă fină de biserici romanice. Bolțile sau arcadele gotice, absidele cu motivele vegetale sau reliefurile monumentale conferă orașului atributele unei bijuterii. 14 biserici, o impresionantă catedrală, un faimos castel înconjurat de grădini, 9 case medievale, 2 palate și un pod. Aceasta este doar o parte din patrimoniul cultural al Zamorei, care se află într-unul din traseele pelerinajelor periodice către Santiago de Compostela. Orice așezare de pe glob reprezintă o oglindă pentru o etapă sau mai multe din istoria omenirii. O poleială în care se reflectă eforturile trecutului pentru a deveni un prezent valoros pentru ființa care îl locuiește. Pasiunea de a călători este una dintre cele mai reconfortante activități dacă este consumată cu instruirea continuă. Micile sau marile noastre împătimiri fac realitatea mai suportabilă prin adăugarea spiritului expediționar. Fără pasiuni, umanitatea s-ar stinge, așa că suntem obligați să le întreținem. Acest sat este deosebit prin gastronomie, prin arhitectură și turism. Atunci când ești turist, nu poți rezista tentației de a descoperi locuri, lucruri și fapte. Așa mi s-a întâmplat și mie, aici, la Alberca. M-am bucurat să gust câte ceva din mâinile celor care te invită să le savurezi bunătățile. Fiecare cuvânt al acestora e rostit cu pasiune. Asta înseamnă ospitalitate spaniolă. Din multe puncte de vedere, legate atât de ambient cât și de natura umană, Spania este un tărâm straniu, despre care se poate pune întrebarea legitimă dacă aparține Europei sau Nordului Africii, sau, în ce măsură, ambelor continente. Hola! Hola! Esto es lo típico de la provincia de Salamanca. Todo lo que es la provincia de Salamanca, todo es plata. Hay ocasiones que también en oro, claro, lo que es el traje típico. Y este, por ejemplo, es un colgante, de los más grandes. Luego tenemos filigrana con el botón charro, que por ejemplo sería este. Es todo en filigrana y el botón charro. Tenemos también lo que son pendientes, un pendiente, lo que es el pendiente pegadito, o este otro, vamos a ver, este es el que lleva prácticamente lo que es en la filigrana las abuelas. Nu vă spun prețul. Veniți aici, la câteva kilometri de Salamanca, și
puteți admira și cumpăra bijuterii pe aici. Timpul a împrăștiat mărgăritarele de ploaie pe tot întinsul orașului și pentru că am nevoie de un răgaz, aleg un hotel. Spre marea mea surpriză, acest loc este unul peste așteptările mele. Nimic nu anunță de afară bunul gust și impresionantul decor din interior. Asta înseamnă buna inspirație și bunul gust. Din întâlnirea acestora două se poate naște un asemenea loc în care, pășind, nu doar descoperi o istorie, ci te poți regăsi în ipostaze subiective și reale în același timp. Antreprenorul din localitatea La Alberca a ales o inovație, ansamblu rezidențial, hotel și spa. Ori de câte ori călătoresc în Spania, îmi amintesc de faptul că această țară are una dintre cele mai mari speranțe de viață din lume. 83 de ani. Un lucru neașteptat, dat fiind temperamentul vioi al spaniolilor. Mi-am dat seama însă că acest temperament nu consumă, ci dă un tonus pe care îl putem numi viager atunci când te întâlnești cu Tihna. Cheia echilibrului acestui popor vulcanic este Tihna, pe care o regăsești mai ales alături de familie. Spaniolii mănâncă rar acasă. Gastronomia spaniolă este un prilej de bună dispoziție și, de ce nu, contemplare a vieții. Tradițiile și obiceiurile acestui popor îmbinate cu arhitectura și istoria țării fac din Spania o evadare culturală, un refugiu inedit într-o lume vibrantă și colorată care te inspiră. Incursiunea mea în acest hotel mi-a dat o senzație de dilatare a timpului. E vremea să-mi continui drumul pentru că destinația mea este Salamanca. Spania rămâne o țară austeră și melancolică, cu peisaje întinse, plăsmuite din lanțurile muntoase golașe, din nesfârșite întinderi ale unor podișuri învălurite, puțin înviorate de arbori și dintr-o singurătate și o tăcere aproape primordială. Dar până la Salamanca, drumul mă duce către o altă localitate specifică Spaniei și o să vedeți de ce spun acest lucru. De cele mai multe ori savurăm delicatesele în restaurante și alimentare. De data aceasta am oportunitatea să văd într-o fabrică cum se prepară salamul tradițional spaniol. Pornesc curioasă și dornică să înțeleg cum a reușit spaniolii prin tradiție să păstreze un preparat atât de gustat în toate colțurile lumii. Esteban este un tânăr de 24 de ani crescut într-o familie unde din tată în fiu se păstrează tradiția și meșteșugul preparării cărnii. Un proces tehnologic greu la prima vedere, dar după ce descoper felul în care porcul devine specialități maturate, rețetele par mai simple. Lo metemos en tripa. Esto es tripa artificial, ¿vale? Tripa artificial que se elabora en máquinas como esta y nada, lo metemos en la tripa, se le pone el cordón y se cuelga en las barras y después de esto ya se pasa al proceso de secado en secaderos, que es ahí donde se empieza a curar el producto. A continuación, después del proceso de embutición del producto, del chorizo de salchichón, la primera fase que tiene el producto es el secadero. Este es un secadero de primera fase donde empieza a extraer la humedad del producto. Majoritatea oamenilor spun că mâncarea tipic spaniolă este paella. Dar nu e chiar așa. Salamurile tradiționale și celebra șuncă jamón serrano sunt esențiale. Unui popor gurmand, iubitor de finețuri culinare, trebuie să se potrivească întotdeauna cu un vin de casă. Este el segundo proceso donde ya se le ha extraído principalmente parte de la humedad al embutido y aquí todavía sigue un proceso de extracción de humedad, ¿de acuerdo? Ahora mismo pues se encuentra completo porque ahora estamos en una época en la que viene la Navidad y estamos en pleno época de producción. Ha arrancado el secadero. Arranca el secadero. Y ahora mismo lo que está haciendo es echar el aire para la extracción, ¿de acuerdo?
În general, un spaniol consumă 5 kg de hamon crud uscat pe an, o cantitate apreciabilă. La aceasta se adaugă celelalte salamuri tradiționale. Este așadar nevoie de multă maestrie pentru a răspunde gustului consumatorilor care sunt pretențioși. Bucățile de carne și de grăsime din celebrul chorizo se disting foarte bine, iar aroma este intensă, bine balansată. Gustul specific de poia, ușor usturoiat, este pregnant, textura plăcută și suculența deosebită. Aroma este dată de metoda tradițională de maturare. Carnea și grăsimea folosite sunt de cea mai bună calitate și, în mod deliberat, se aleg pentru consistență părți tari din carnea porcului. Un expert are grijă să verifice permanent calitatea cărnaților în timpul maturării. Jambonul ocupă un loc special printre specialitățile cele mai apreciate în bucătăria mondială. Excelența acestui produs este dată de rasa pură a porcului iberic și de alimentația lui bazată pe ghindă. Creșterea porcului în aer liber conferă cărnii unicitate și plus de savoare. În mod tradițional, în Spania se produc 3 tipuri de jamón crud uscat: jamón curado, jamón serrado și jamón iberico. De la alimentación de los cerdos cuando antes de matarse hay tres categorías: cebo, cebo de campo y bellota, ¿vale? Cuando es de cebo significa que el cochino está en un sitio cerrado, en una granja, digamos, y se alimenta a base de pienso, ¿vale? Toda la alimentación del cerdo es a base de pienso. Cuando es cebo de campo se alimenta también a base de pienso, pero el cochino está dentro de una dehesa y anda a sus anchas por la dehesa, ¿vale? Y cuando es bellota, se refiere que la última época de la vida del cerdo, que es más o menos 3 meses desde la época de octubre hasta diciembre, enero, que se vienen matando, comen bellota. Toda la alimentación a esos últimos 3 meses comen bellota. Y los jamones que son de bellota son siempre más ricos, a la gente le gusta más, tienen más grasa y tienen mucho más sabor que los de cebo. Es un producto más caro siempre cuando es de bellota, ¿vale? Dentro también de la alimentación luego va la raza. La raza de los jamones puede ser del 50%, del 75% y del 100% ibérico puro. Todo eso se va clasificando dependiendo de cómo sean los padres de los cerdos. Si son 50% significa que uno es Duroc y luego la madre es ibérica, ¿vale? Todo va señalizado, siempre cada jamón lleva una identificación desde que está en el matadero. Desde el matadero le ponen una identificación al jamón y siempre lleva esa identificación hasta que se vende el producto. În Spania, mâncarea este un lucru extrem de serios. Istoria bogată a acestei țări și influențele culturale au dus la nașterea unei gastronomii unice cu mii de rețete și arome, acesta fiind una dintre cele mai diversificate bucătării europene. Superba zonă unde se află Salamanca nu face excepție de la această regulă ridicată la rang de lege. Salamanca apare ca o simbolică oază de civilizație. O aglomerare atractivă de turnuri, clopolnițe, turle, de ziduri portocalii, roșiatice sau vineții, de trupuri masive ale unor biserici, de acoperișuri suprapuse și înghesuite, un amestec pictural de vechi și nou urbanistic. Totul pare o minunăție dacă se ține seama că Salamanca a prins rădăcini pe un podiș ingrat, nu departe de lanțurile muntoase, Sierra de Gata și Pera de Francia. Catedrala veche din Salamanca, ridicată în secolul al XII-lea, întruchipează un exemplu veritabil de construcție romanică, cu toate că puternicii ei pilaștri se întâlnesc cu bolți ogivale, o alăturare constructivă, inovatoare, pentru timpul edificării sale. Absida centrală este îmbogățită și înviorată de un iconostas remarcabil, pictat în 1445 și atribuit lui Nicolas din Florența,
Iconostasul se compune din 53 de compartimente colorate intens și vioi, cu detalii savuroase în compoziție, detalii care constituie o mărturie valoroasă a vestimentației epocii medievale. Călătorul, la unele intersecții, poate rămâne descumpănit, neștiind încotro e mai bine să se îndrepte. Eu mă decid să intru într-un restaurant, pentru că este ora prânzului și trebuie să mă conformez obiceiului de aici. Stai în un restaurant de Casa Paca, Salamanca, España. Y este es un restaurante que lleva abierto desde 1928 en otra zona distinta donde estamos ahora ubicados. Y luego, hace 19 años, nos ubicamos aquí en esta zona y creamos este gran restaurante y bonito restaurante. Es uno de los monumentos más importantes que tiene Salamanca, junto con sus monumentos. Y llevamos aquí funcionando y con todo tipo de gente que viene a comer. Pues, tenemos una gran variedad de tapas en la barra, que es un enganche para la gente para que venga a comer luego al restaurante. Luego también nos dedicamos mucho a la carne, que tenemos cabrito, tenemos tostón, tenemos chuletón. Y luego la especialidad nuestra más, porque en Salamanca es una zona que trabaja mucho con la carne, la especialidad nuestra es el pescado. Es más difícil de encontrar aquí en Salamanca pescado. Ca în toate orașele vechi ale Spaniei, itineralul trebuie să înceapă din nelipsita Plața Mayor, centru simbolic al fiecărei urbe, și a fost amenajată prin grija regelui Filip al V-lea între anii 1729-1756. Ca peste tot în Spania, Plața Mayor este un spațiu animat, atracția numărul 1 a localnicilor și a călătorilor deopotrivă, plin de cofetării, baruri, restaurante și magazine cu tradiție. Mai sunt 761 de zile până când Universitatea din Salamanca împlinește 800 de ani. În 1218, când a fost fondată, era cea de-a patra universitate după Oxford, Bologna și Sorbona. Fără îndoială că Salamanca a devenit celebră cu timpul datorită universității sale prestigioase, un briliant al evului mediu. Focarul de cultură a adăugat orașului supranumele de mama virtuților, a științelor și a artelor, sau mica Romă a Castiliei. Nu se cunoaște cu precizie data fondării sale, dar, după tradiție, aceasta a fost ridicată în prima parte a secolului al XIII-lea și a fost printre primele din Europa, transformând orașul într-un creuzet cultural de primă mărime. La facultățile Universității din Salamanca, anual vin peste 40.000 de studenți. Prin anul 1440 s-au creat 3 catedre, printre care și cea de drept canonic, iar la sfârșitul secolului al XV-lea, Salamanca se mândrea cu una dintre cele mai importante universități ale lumii, cu profesori renumiți și absolvenți iluștri. Cristofor Columb a găsit la Salamanca prieteni și protectori. Cu înțelegerea și cu sprijinul lor, el a ținut aici numeroase conferințe privind teoriile geografice, greu de înțeles și de acceptat de spiritul vremii. Cu un secol înaintea lui, cardinalul Pedro de Luna, viitorul papă Benedict al XIII-lea, a înființat aici 3 catedre de teologie, începând un lung proces de îmbisericire a învățământului. La universitățile din Salamanca există un obicei păstrat încă din evul mediu. Absolvenții unei instituții de învățământ își scriu numele pe pereții acesteia, și nu oricum, ci cu ulei și sânge de taur. Fiecare inscripție începe cu V de la Victorie, învingător, continuă cu numele absolventului și anul când a terminat studiile. Iată cum destinul a vrut să dăruiască posterității o clădire a universității plină de rafinament arhitectonic cu accente de geniu ornamental, îmbogățită prin talent sculptural și cu aer de parfum secular. O clădire în care s-au plămădit inteligența și care, prin tradiția ei, își impune încă valoarea și rost în lumea noastră modernă și tehnicizată.
am avut parte de o surpriză colosală, pe care o pot numi șansa unui jurnalist, de a fi martor la turnarea unei noi ecranizări a celei mai importante opere dramaturgice a lumii, Romeo și Julieta, personajele ale unui tip ficțional prezente pe străzile orașului Salamanca. Mă bucur să-i întâlnesc pe artiști și să petrec câteva clipe în mijlocul lor. În astfel de momente, îți dai seama că amintirea devine gura de aer a viitorului. Nu departe, pe o străduță îngustă, se află Casa Scoicilor, o clădire de piatră care aparține îndepărtatului secol al XIV-lea. Curioșii au numărat scoicile, stabilind că sunt în număr de 400 și le-au numit Scoicile Sfântului Iacob. Contemplând prelung dantelăria de piatră, te cuprinde un sentiment de amărăciune la gândul că unui astfel de edificiu ar trebui să-i acorzi o săptămână întreagă pentru vizitare și nu doar câteva clipe. Salamanca, scăldată la marginele sale sudice de râul Tornes, pare din depărtare ca o uriașă floare de mină acoperită de mulțimea țepoasă a cristalelor. Seara îți oferă un spectacol aparte. Astru de foc s-a prelins deja peste umbrele monumentalului oraș. Liniștea s-a așternut, iar tu ai vrea să te poți multiplica pentru ca să poți pătrunde cu toată ființa ta parfumul seducător al Salamancăi. Cu adevărat, Spania este unică și inegalabilă, iar Salamanca este unul dintre cele mai misterioase orașe ale sale. Grandioasele iziduri vorbesc despre splendoarea unor vremuri de mult apuse, dar care străjuiesc istoria vorbindu-i la timpul prezent. Tradiția se păstrează cu osteneală, dar merită, pentru că tradiția înseamnă viață, iar Salamanca este o citadelă a vieții. La finalul călătoriei mele, am parte de o altă surpriză minunată. Le-am vizitat pe doamnele Salamancăi. Odată pe săptămână, ele se strâng la oaltă și reinventează din cărți și din imagini de demult costumele și motivele tradiționale ale portului din Castilia și Leon. Privindu-le, le-am intuit nobleța, o nobleță a spiritului care colindă și în sufletele lor, dar și pe străzile Salamancăi, mărturisim bucuria de a fi trăit într-o țară de vis.